Să vorbim despre prețul la gaze. Vorbim de gazele din subsolul României. V-ați plictisit? Bun. Suntem la fel de stand-up comedy aici. Din păcate, nu e de râs. Înțeleg de asemenea că sub pretextul liberalizării, companiile din energie și din sectorul gazelor naturale intenționează să declanșeze alte creșteri de prețuri. Gazele sunt tot acolo. Se extrag tot de acolo. Utilajele sunt aceleași, instalațiile aceleași, procedurile aceleași, n-a crescut nimic. Prețul de cost e undeva, unii zic, 40 de lei pe megavator. Alții zic 27. Eu zic că e 40 și, nu 27. Și când te uiți că vinde cu 70 de lei, cu 80 de lei, cu 90 de lei, cu 140 de lei pe megavat, te gândești, frate, dar ce s-a întâmplat? Adică noi vorbim de gazele din România, din subsolul românesc, care ajung și la populație și care, de fapt, în loc să ne ajute să dezvoltăm economia și să reindustrializăm această țară, vor să o pună pe butuci, cu gazele noastre. Nu vreau să renaționalizăm, Cătălin. Nu. Vreau să instituim regulile corecte, reguli cinstite,